România. 66 de este viitorul președinte al României, aflați-vă acum. Mi s-a stricat televizor. Transformați, doamnelor și domnilor, ne uităm și aflăm împreună rezultatul 64,8%, Viorica Dăncilă 35,2%. Exit poll național fără voturile din diaspora. Fundamental. Veți afla în scurtă vreme și simbolarea voturilor din diaspora cum influențează acest vot. Încă o dată ne uităm la rezultatul pentru președintele exercițiu Klaus Iohannis. Românii au votat continuitatea. 64,8%, Viorica Dăncilă 35,2%. Mergem la sediul Partidului Național Liberal să vedem modul în care primește acest rezultat Klaus Iohannis și la sediul PSD. Modul în care Viorica Dăncilă primește acest rezultat.